Bună ziua, doamnelor, domnilor, stimați invitați! Astăzi, 17 mai, sărbătorim Ziua Eroilor, Înălțarea Domnului, aici la Monumentul Eroilor din Comuna Răcăciuni. În fața dumneavoastră este dispusă o gardă de onoare constituită din muzica militară Garnizoanei Bacău, garda drapelului de luptă, plutoane de cadre militare aparținând batalionului 635 Apărare Antiaeriană Precista, batalionului 631 Tancuri Oituz, Gruparea de jandarmi mobil Alexandru cel Bun Bacău și Inspectoratul de jandarmi județean Ștefan cel Mare Bacău. Comandantul detașamentului de onoare este reprezentat de către domnul capitan Sava George. Începem ceremonialul militar. Detașament Valiliet! Domnul deputat Ionel Floroiu, însoțit de înlocuitorul comandantului Garnizoanei Bacău, domnul comandor dr. Petrică Havreșciuc, salută drapelul de luptă al Gărzii de Onoare. Se intonează imnul național al României. Se oficiază serviciul religios. Detașament! Drept! Descoperi! Prit! Detașament! Pe loc! Pe pământ! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Și limba noi avem,
jertfătoare bine primită către Dumnezeu, pe care l-ai născut născătoare de Dumnezeu nedumbită, a credincioșilor mântuire. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Ne rugăm pentru odihna sufletelor fericiților într-o adormire, eroiul ăsta și lucrător român din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, și pentru ca să ni se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Cerurilor și iertarea păcatelor lor de la Hristos Împăratul, Cel fără de moarte și Dumnezeul nostru se cere, Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluiește! Dumnezeul Duhurilor și atât trupul care-i călcat moartea și pe diavolul ai zurbat și din viața lui tale, însuși, Doamne, și sufletele fericiților într-o adormire, eroi, ostași și luptător român din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Odihnește-le în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei, cu vorba, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni, iartă-le lor. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai tu singur și fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în God și cuvântul tău este adevărul Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluie! Viața și odihna robilor pe Hristos, Dumnezeu nostru, ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinții odihnește Hristoase sufletele adormiților, Dumnezeul nostru, Cel ce-ai legat pe cei vii cu morților prin văpaia iubirii și prin credința întru Tine, care prin învierea prea iubitului Tău Fiu ne-ai insuflat nădejdea învierii și prin înălțarea Sa la ceruri ne-ai arătat care ne este calea și unde ne este destinul. Mulțumim, slăvindu-Te, că ne-ai dăruit ostași însuflețiți de idealuri de pace, de dreptate și liniște pentru făptuirea cărora au luptat până la mucenicia lor. Ție, Doamne, îți datorăm aceasta. Ție și pravilor noștri ostași, care întăriți de Tine și au jertfit pentru unirea și dezrobirea noastră tinerețea, sângele și viața lor.
pe acești scumpi ostași cu care poporul nostru și-a plătit dreptul la viață, odinește-i în pace, pentru că înaintea noastră ei sunt podoaba virtuților creștine. Lupta cea bună au luptat, credința au păzit și au adormit întru Tine, Doamne, veșnicind în mâinile unui neam libertatea și unirea, întemeindu-se o țară nouă pentru ucenicia lor. Fă, Doamne, ca sufletele noastre din Tată în Fiu să înalțe înaintea Ta rugăciuni încolțite din dragostea către ei, iar tot întinsul pământului, pe unde își au mormântul, să odrăslească din tinerețile lor flori, ca să le știm prefăcută jertfa în podoabă. Dă-ne putere, Doamne, să le cinstim jertfirea prin podoabele virtuților creștinești și cetățenești. Dăruiește-ne pace și liniște spre a cinsti cum se cuvine jertfa lor, zidirea pe care s-a întemeiat destinul neamului nostru și patria noastră scumpă, România. Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Cel ce Părinte binecuvintează! Cel ce s-a înălțat într-o slavă de la noi la cer înaintea Sfinților Săi Ucenici și Apostoli și așezut la dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru căciune prea curate mai sus sale ale Sfinților Slăviților, pentru că lăudază Săi Apostoli ale Preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale Sfântului și drept prin Lazăr, celea patra zi în viață, pentru ale tuturor Sfinților, sufletele robilor Săi aceștia, eroi ai neamului nostru, în porturile drepturilor să-L așeze, în Sfântului lui Avram să-L odihnească și cu drepții să-L înmuria pe noi, să ne miluiască ca om bun și de oameni iubitor. Amin. Într-o fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, eroi ostași, luptător român din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă pentru apărare țării noastre și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră și lefălor, Doamne, veșnică pomenire. Pomenire veșnică, pomenire veșnică, pomenire veșnică, dor pomenire. Lor să fie din neam în neam și din veac în veac și le fărori, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Să-i fericească, să-i odihnească cu drepții, să-i numere pe noi, să-i iluiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Hristos s-a înălțat. Adevărat s-a înălțat. Așa ne drept! Acope! Drept! Așa ne pe loc! Repaus! Invit la microfon pe primarul comunei Răcăciuni, domnul Cheța Lucian, care ne va vorbi despre semnificația evenimentului. Domnule primar. Hristos s-a înălțat.
Astăzi, 17.05.2018, Comuna Răcăciuni sărbătorește înălțarea Domnului, zi dedicată comemorării și cinstirii eroilor neamului românesc, precum și centenarul Marii Uniri, 100 de ani România, 100 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri. Comuna Răcăciuni, vreau să vă transmit că este plină de istorie, începând încă din anii vechi, și aș marca anul 1917, în care aici la Răcăciuni a fost front, mai bine zis, pe poarta Moldovei, Răcăciuni este numită și poarta Moldovei, Valea Siretului, am avut aerodromul francez care au activat soldați francezi împreună cu soldații români, am avut discursul regelui Ferdinand I, în data de 22 martie 1917, iar în 4 aprilie 1917 a apărut ca urmare a haosului instaurat pe frontul de est, ca urmare a Revoluției Bolșevice din februarie 1917. O mare parte din soldații ruși, partizani ai Partidului Comunist Român, încercau să stabilizeze situația de pe front prin instigarea soldaților români să nu lupte pentru un război care nu le aparținea. La Răcăciuni, regele Ferdinand I a adresat un cuvânt de îndemn și de încurajare ustașilor să nu cedeze în fața dușmanilor. Comuna Răcăciuni a dat societății oameni de valoare, de o valoare însemnată, începând de la regentul Gheorghe Buzdugan, care a și deținut funcția de prim-ministru al României, oameni de cultură, intelectuali, precum actori Nicolae Stroie, care poartă numele și case de cultură, preoți de o valoare însemnată, și aici aș aminti pe părintele Vasile Heisu, care la fel Muzeul Etnografic Răcăciunii poartă numele, și nu în ultimul rând, soldaților înscriși pe placa comemorială care din Răcăciuni, care s-au jertfit pentru noi, să avem astăzi pace și liniște. Aceștia au înfăptuit unirea. În calitate de gazdă, îmi revine plăcerea de a vă mulțumi tuturor pentru participare și implicare. Nu înainte să mulțumesc personal instituției prefectului Bacău, reprezentată prin domnul consilier al prefectului Gheorghe Hură, Consiliului Județean Bacău, domnului președinte, care nu este prezent, dar este la altă manifestare din județ și îi mulțumesc pe această cale, domnului deputat Ionel Floroiu, care este prezent printre noi, garnizoanei Bacău, reprezentată de comandantul comenduirii major Cristinel Breacnă, preoților prezenți aici la această activitate și sărbătoare, preotului paroh Sebastian Andronic și preotului Florin Mocanu, doamnei profesor de istorie Elena Mărgărind, sper să fie pe mijlocul nostru, că i-am adresat o invitație, cu siguranță este, domnului Constantin Pocovnicu, văduvelor veteranilor de război din Răcăciuni și doamnelor care s-au ocupat de jertfa adusă aici, în fața monumentului. Nu în ultimul rând, Direcție de Cultură Bacău, prin doamna director Simona Drop, secției de poliție numărul 5 Răcăciuni, în prezența domnului comisar șef Adelin Cristian, domnul Matei și domnul subcomisar șef Bănuță Sorin, Centrului de Recuperare și Reabilitare Răcăciuni, prin prezența doamnei director Ani Crina Culubei, Școlii Gimnaziale Răcăciuni numărul 1, prin prezența copiilor, cadrul didactice pe care țin să le mulțumesc personal, doamne și domnișoare director Andreea Deaconu, Inspectoratului Școlar Județean, reprezentată prin doamna inspector Adriana Chioaru, colegilor primăriei și Consiliul Local Răcăciuni. Vă mulțumesc din suflet pentru participare. Să cinstim eroii neamului și eroii țării noastre așa cum se cuvine. Hristos s-a înălțat! Mulțumim, domnule primar. Aș vrea să completez că garnizoana Bacău este reprezentată de comandanții unităților militare, aparținând Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne. În continuare, are cuvântul
Reprezentantul instituției prefectului Bacău, domnul Gheorghe Hură, care va da citire mesajului ministrului afacerilor interne, doamna Carmen Dan. În primul rând, bună ziua, Hristos a înălțat. A intrat în conștiința neamului comemorarea și cinstirea eroilor patriei și dictonul conform căreia cei morți vor trăi veșnic în memoria celor vii, vine să întărească astăzi și să prezinte o lecție copiilor prezenți care vor duce mai departe această tradiție. Și în contextul acesta, Ministerul Afacerilor Interne vă transmite următorul mesaj. Îi omagiem astăzi pe eroii neamului, pe cei care au făcut sacrificiul suprem în numele valorilor, principiilor și idealurilor naționale pentru viitorul și stabilitatea României. Ei ne-au marcat istoria și datorită lor putem sărbători anul acesta centenarul Marii Uniri. Se cuvine să ne plecăm fruntea cu respect în fața memoriei noastre naționale, pentru că întotdeauna prezentul este dator trecutului și îndatorat viitorului. Deloc întâmplător, ziua eroilor este legată de sărbătoarea creștină a Înălțării Domnului, când celebrăm biruința vieții asupra morții. Trăim pentru că strămoșii noștri au crezut în noi și la rândul ne avem obligația să credem în generațiile viitoare. Cea mai bună lecție pe care istoria ne o dă constant și altruist este puterea exemplului. Sacrificiile înaintașilor reprezintă dovada datoriei împlinite. Un model demn de împărtășit copiilor noștri, care trebuie să înțeleagă că acțiunile fiecăruia dau sens unor cuvinte precum independență, unitate, libertate. Este cutremurătoare sintagma căzut la datorie. Însemnătatea ei profundă îndeamnă la modestie și respect, indiferent dacă eroii sunt strămoșii noștri sau contemporani cu noi. Militarii, polițiștii, jandarmii, pompierii, polițiștii de frontiere sau piloții Ministerului Administrației și Internelor care și-au pierdut viața în executarea misiunilor sunt români care au crezut în jurământul depus față de țară, l-au respectat și l-au onorat fără rezervă. Dragi români, în această zi sfântă, să vărsăm o lacrimă de recunoștință și prețuire pentru eroii noștri din toate locurile, din toate timpurile, cunoscuți sau necunoscuți, care și-au jertfit viața pe altarul patriei. Să le păstrăm vie memoria și să avem veșnic un loc pentru ei în sufletele noastre. Glorie eternă eroilor neamului. Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan. Vă mulțumesc! În continuare, președintele Asociației Naționale Cultul Eroilor filiala județeană Colonel Corneliu Chirieș, Bacău, domnul colonel în rezervă Paul Valerian Timofte, ne va vorbi despre semnificația evenimentului. Da, mulțumesc. Domnule deputat, domnule reprezentant al instituției prefectului, reprezentanții ai Consiliului Județean Bacău, dragi oaspeți din Ucraina, ce sunteți astăzi aici la Răcăciuni, dragi comandanți de unități militare, onorabili și onorabile veterani și văduve de război, preacucernici părinți, militari și din parohiile din localitatea Răcăciuni și, în ultimul rând, dragi tineri de la școala gimnazială numărul 1 din Răcăciuni, am onoarea să vă spun și eu salutul de astăzi, Hristos s-a înălțat. Dragi prieteni, sunt momente din viața popoarelor, normal că și a poporului român, dar și din viața fiecăruia din noi, care rămân adânc întimpărite în memoria noastră, ca momente unice, cum este asta astăzi de aici, ce rămân încrustate permanent numai cei care simt, gândesc și acționează românește. Un asemenea eveniment este astăzi, 17 mai,
2018, anul centenarului Marii Uniri a poporului român. Înălțarea Domnului, sărbătoare națională, ziua eroilor tuturor din România. Dragi prieteni, azi la ora 12, în toată România, acolo unde sunt biserici, acolo unde sunt mănăstiri și alte bisericuțe, în semn de omagiu, au fost trase clopotele în memoria celor care și-au dat viața pentru neam și țară. Admirabilul dumneavoastră primar de Răcăciuni amintea despre această localitate care a dat atâți și atâția personalități, dar atâtea și atâtea victime omenești. Vreau să vă spun că aici la Răcăciuni, în anii 98-99, funcționa cea mai puternică subfilială a asociației noastre, condusă de și ctitorul acestui monument, fostul veteran de război, Munteanu Iordache, trecut și el acum la cele sfinte și stă și el la dreapta celor care s-au jertfit pentru neam și țară. Datorită acestui minunat om, care acum se uită, poate și ne privește, suntem noi aici, în fața monumentului, el a comandat tunurile și l-am sfințit atunci. Această zi, dragi prieteni, nu a apărut întâmplător. Și pentru basarabenii, care, pentru ucrainienii care sunt oaspeți și ați vrea să-i numesc ca să îi știe toată lumea, sper să nu-i le spun decât pe nume, sunt vorba de domnul Eduard Ogranovici și domnul Sergiu Bărbuță, să duceți mai departe în Ucraina visul fraților noștri români, alături de ai dumneavoastră din Ucraina, astăzi de înălțarea Domnului. Și să le spuneți așa, că noi românii până la primul război mondial nu am avut o zi anume în care să ne sărbătorim eroii. Aveam obiceiul străvechi, ca în prima sâmbătă din an, împreună cu preoții din parohii, să facem pomenirea morților. Pomenirea morților a făcută și pentru cei trecuți la cele sfinte. Dar iată că după primul război mondial, apare în 12 septembrie 1919 o inițiativă din partea văduvelor de veterani de război în care se spună să găsim o zi, să găsim o societate care să se ocupe de trupurile celor căzuți pe meleagurile de legendă a județului Bacău și a întregii națiuni române. S-a dat un decret regal, s-a dat pământ și toate oasele au început să fie adunate și depuse în cimitire. Dragi prieteni, noi băcăoanii avem una din cele mai mari mândrii naționale. O punem în ghilimele. Nu există județ în România cu 14 cimitire, repet, 14 cimitire a eroilor neamului cu mare județul Bacău, unde odihnesc aici, alături de eroii români și eroi inamici. Dar pentru noi, cei din Asociația Națională Cultul Eroilor, erou înseamnă militar căzut pe front. I-am adunat, i-am strâns în cele 14 cimitire, unde sunt înhumați aproape 80.000 de oameni. Pentru ei suntem astăzi aici, să înălțăm un cânt de slavă, astăzi nu-i comemorăm, azi îi lăudăm, azi ne bucurăm, fiindcă vedeți că de acolo sus ei ne privesc și știu că sunt la dreapta Tatălui și au făcut cu îndeplinire misiunea. Au fost curați, au fost purificați, ei n-au avut decât un singur greu să-și apere pământul străbun. De aceea, dragi prieteni, astăzi vreau să vă spun că să țineți minte, vai, dragi tineri copii, că împreună cu doamna voastră directoare, astăzi am semnat un document istoric. Un document istoric pentru voi, tinerii, pe care v-ați crește mari. Înființăm Cercul Cultului Eroilor Răcăciuni, într-un protocol semnat de noi, Asociația Națională și doamna director împreună cu primarul. Dragi copii, vă urăm succes! Acest monument să vă fie simbol, să-l păstrați cu sfințenie, să-l îngrijiți. Și de câte ori treceți la școală, la bunici sau la părinți, să vă opriți în fața lui, să vă aplecați, aprindeți dacă aveți o lumânare, faceți o rugăciune și vărsați o lacrimă pentru înaintașii noștri. Doamna director, vă rog să poftiți. Protocol încheiat astăzi 17 mai de Asociația Cultului Eroilor și Școala Gimnazială Răcăciuni privind înființarea Cercului Cultului Eroilor. Și noi nu venim cu mâna goală, pentru modul cum ați acționat, o să vă oferim și o diplomă.
stați lângă mine aici reprezentanții, se acordă o diplomă de excelență doamnei profesor Diaconu Andrei Elena cu ocazia Zilei Eroi României, ziua înălțării Domnului, sărbătoare națională a poporului român, pentru sprijinul acordat în realizarea proiectelor destinate memoriei eroilor neamului. Vă mulțumim, doamnă, vă mulțumim, copii! Și fiindcă primarul localității dumneavoastră, pe care dumneavoastră l-ați ales, nu l-am ales eu, va avea grijă alături de acești copii, de acest monument, îi oferim o diplomă cu condiția ca acest monument să fie păstrat cu demnitate și onoare, așa cum trebuie păstrată, așa cum spunea în cuvântare domnul primar, pentru cei de aici din Răcăciuri care și-au dat viața pentru neam și țară. Domnule primar, vă rog primiți aceeași diplomă cu respect și omage pentru ceea ce faceți. Că și-a făcut prezența aici și domnul deputat, unul din prietenii mei cei mai dragi, un român adevărat care luptă pentru județul Bacău, domnul deputat Ionel Floroiu, domnul deputat, vă rog primiți aici, în această zi superbă, diploma de excelență pentru felul cum stați alături de noi și cinstiți eroii patriei. Vă mulțumim din suflet! Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat și așa cum este bine un ostaș, am onoarea să vă salut, vă mulțumesc și vă spun din toată inima, Hristos s-a înălțat! Vă mulțumim, domnule colonel. În continuare, elevii școlii generale numărul 1 din Răcăciuni vă vor prezenta un moment artistic. Când e înverzit, țara.
și pentru tine, sfânt poporul meu. Taică meu în primărie avea dreptul ca să intre cu căciula-n cap. Obicei de pe moșie, de la moșii și strămoșii mei păstrat. Cu căciulile pe frunte stăm de veacul ca un munte în culburar cu lui Carpați. Asta e căciula mea și o pot se purta că eu obicei din daci păstrat. Por căciula pe-o ureche și acasă și la nuntă și la oi. După datina străveche, moștenită și păstrată și pe la noi. Cu căciulile pe frunte stăm de veacuri ca un munte în curburar cu lui Carpați. Asta e căciula mea și o pot cum se purta că eu obicei din taș păstrat. Și nu crede să se ducă la columna să se uite și-o vedea. Sabia încovoiată a cursutul și căciula orice dar avea. Cu căciulile pe frunte stăm de veacuri ca un munte în curburar cu lui Carpați. Asta e căciula mea și o port cum se purta că eu obicei din daș păstrat. Cu căciulile pe frunte stăm de veacuri ca un munte în curburar cu lui Carpați. Asta e căciula mea și o port cum se purta că eu obicei din daș păstrat. Foaie verde, foi de cimbru, măi române, măi. Foaie verde, foi de cimbru, măi române, să fii mândru, măi române, românaș. Foaie verde, foi de cimbru, măi române, să fii mândru, măi române, românaș. Poartă-ți bucuria sân, măi române, măi. Poartă-ți bucuria sân, fii mândru că ești român, măi român. Poate-ți bucuria în sân, fii mândru că ești român, măi române, românaș. Măi române, cât trăiești, măi române, măi. Măi române, cât trăiești, pământul să ți-l cinsești, măi române, românaș. Măi române, cât trăiești, pământul să ți-l cinsești, măi române, românaș. Că s-au risipit sub glie, toți răbunii în vecie, măi române, românaș. Că s-au risipit sub glie, toți răbunii în vecie, măi române, românaș. Că au luptat prin foc și pară, măi române, măi. Că au luptat prin foc și pară, să avem azi frumoasă țară, măi române, românaș. Măi române, măi române, ce-ai fost ieri să fii și mâine, măi române, românaș. Urmează activitatea de puneri de coroane pe acordurile imnului eroilor interpretat de muzica militară a garnizoanei. Delegațiile vor depune coroane de flori în următoarea ordine. Se pregătește unitatea administrativ-teritorială Răcăciuni. Se depune o coroană de flori din partea Unității Administrativ-Teritoriale Răcăciuni. Delegația este condusă de către domnul Gheța Lucian, primar al Comunei Răcăciuni. Se pregătește Consiliul Județean Bacău. Thank you.
se depune o coroană de flori din partea Consiliului Județean Bacău. Delegația este condusă de domnul Dorian Popovnicu. Se pregătește instituția prefectului. Depune o coroană de flori din partea instituției prefectului județul Bacău. Coroana este depusă de către domnul consilier Gheorghe Hură. Se pregătește garnizoana Bacău. Depune o coroană de flori din partea comandanților unităților militare aparținând Ministerului Apărării Naționale, comandantului Direcției Județeană de Informații Bacău, comandanților structurilor aparținând Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul Județean de Poliție, Inspectoratul Județean de Jandarmi, Gruparea Mobilă de Jandarmi, Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Poliția de Frontieră. Delegația este condusă de către domnul comandor dr. Petrică Havreșciu, înlocuitorul comandantului garnizoanei Bacău. Doamnelor, domnilor, stimați invitați, activitatea de depunere de coroane la Monumentul Eroilor s-a încheiat. În continuare, urmează defilarea gărzii de onoare. După defilarea gărzii de onoare, invitații pot depune coroane, jertfe și buchete de flori în ordinea stabilită. Pentru constituirea dispozitivului de defilare, detașament la dreapta! Voi să bateți din palme când ești gardă, da? Să aplaudați! Sunteți mai la cercul cu de rog, cei mai puternici de Recăciuni vă așteptați, da? Uite, așa, hai! Așa! Bravo! Mai curte! Pentru defilare! Coborul spre dreapta!